Cei care aveți Biblia cu voi, vă invit să o deschideți la Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 5, de la versetul 1 la versetul 11. Faptele Apostolilor, capitolul 5, de la versetul 1 la versetul 11, unde cuvântul lui Dumnezeu zice așa: dar un om numit Anania a vândut o moșioară cu nevastă sa Safira și a oprit o parte din preț cu știrea nevestei lui. Apoi a dus partea cealaltă și a pus-o la picioarele apostolilor. Petru i-a zis: Anania, pentru ce ți-a umplut Satana inima ca să minți pe Duhul Sfânt și să ascunzi o parte din prețul moșioarei? Dacă nu o vindeai, nu rămânea a ta și după ce ai vândut-o nu puteai să faci ce vrei cu prețul ei? Cum s-a putut naște un astfel de gând în inima ta? N-ai mințit pe oameni, ci pe Dumnezeu. Anania, când a auzit cuvintele acestea, a căzut jos și și-a dat sufletul. O mare frică a apucat pe toți cei ce ascultau aceste lucruri. Flăcăii s-au sculat, l-au învelit, l-au scos afară și l-au îngropat. Cam după 3 ceasuri a intrat și nevastă sa fără să știe ce se întâmplase. Petru i-a zis: spune-mi, cu atâta ați vândut moșioara? Da, a răspuns ea, cu atâta. Atunci Petru i-a zis: cum de v-ați înțeles între voi să ispitiți pe Duhul Domnului? Iată, picioarele celor ce au îngropat pe bărbatul tău sunt la ușă și te vor lua și pe tine. Ea a căzut îndată la picioarele lui și și-a dat sufletul. Când au intrat flăcăi, au găsit-o moarte, au scos-o afară și au îngropat-o lângă bărbatul ei. O mare frică a cuprins toată adunarea și pe toți cei ce au auzit aceste lucruri. Amin. Cine știe care frază se repetă de 2 ori aici? Ați fost atenți, nu? O mare frică a cuprins toată adunarea și pe toți cei ce au auzit aceste lucruri. Așa să ne ajute Dumnezeu și pe noi, frica de Domnul e un lucru bun. Vă invit să vă luați locurile. Am mai fost aici la voi în urmă cu vreo 5 ani de zile, când erați pe la început, și pot să zic, când am venit în dimineața asta, am zis: bă, dar ce s-au modernizat, frate, aici e frumos, o sală primitoare, modernizat în sensul bun. Și mă bucur și vă felicit și zic: Dumnezeu să binecuvânteze progresul vostru și să nu se oprească aici. La un moment dat să vă dea sala voastră, amin, biserica voastră, și să faceți lucrări mari pentru Dumnezeu. Amin. Amin. Un frate pe colidor m-a întrebat, zice: ești din Oradea? M-am gândit că e bine să mă prezint, fiind a doua oară aici la dumneavoastră, oamenii se mai schimbă, și să vă zic că sunt deloc din cel mai mare sat din România, singurul sat cu aeroport din orașul Satul Mare. Și nu cred că este greșit să zic că m-am măritat la Bihor. Soția mea este din faimosul sat Chiribiș, dacă ați auzit de Chiribiș. Și chiar în 2007, când englezii au zis pentru prima dată românii poate să vină în Anglia fără viză, chiar în ianuarie am plecat în Anglia, căutând să mă realizez material. Mulți zic că au mers în Anglia să facă misiune, să-L slujească pe Domnul. Eu vreau să vă spun adevărul, m-am dus cu gândul să mă realizez material. Și la început am început să lucrez ca salahor, după aia să învăț un pic de meserie, să-mi pun niște reclame, să mă lipesc de niște oameni, și la 5 ani de Anglia aveam firmă, îmi mergea bine, lucram cu o familie de evrei care luau blocuri prin centrul Londrei și le transformau în birouri, aveam bani, aveam ceea ce am căutat și nu eram fericit. Și mi-am dat seama, hopa, am greșit direcția. Mi-am adus aminte că am studiat teologia în România și am mers în Udine să slujesc, mergând în vacanță în Veneția, am slujit acolo la o biserică, acolo am avut o descoperire din partea Domnului, că Domnul mă cheamă să fac pastorație. Am analizat, am cântărit și am cerut 3 semne de la Dumnezeu și la toate Dumnezeu a zis da. Și în anul 2012, eu cu soția și încă 4 persoane,
am pornit Biserica Peniel din Londra. La început eu cântam, eu predicam, eu plăteam chiria, eu făceam curat și Dumnezeu ne-a binecuvântat. Și de 12 ani, fratele pastor Dan Lucaș vine anual la noi acolo la biserică, Domnul să-l binecuvânteze. Biserica a crescut, suntem undeva peste 600 de membri și ne bucurăm să putem să-L slujim pe Dumnezeu acolo și mă rog Dumnezeu să vă binecuvânteze și pe voi aici. Amin! Venind aici la voi la biserică, am cerut permisiunea fratelui pastor să vă prezint prima mea carte care am scris-o, se numește Eliberat de frică pentru totdeauna, un ghid pentru toți care se luptă cu depresia și cu anxietatea. În urmă cu câțiva ani de zile, deși credeam că dacă ești credincios, nu o să ai tulburări de anxietate, nu o să ai depresie niciodată, nu o să ai stări emoționale ciudate, am trecut prin aceste lucruri și am studiat foarte mult ca să înțeleg ce se întâmplă. Și după ce am studiat multe cărți, multe materiale video, am reușit cu ajutorul lui Dumnezeu să mă eliberez de lucrurile astea, să le biruiesc și apoi am început să fac predici pe tema asta și am observat că predicile mele pe tema asta erau mai urmărite decât celelalte predici și atunci mi-am dat seama că Dumnezeu vrea să aduc și eu o contribuție în zona asta și am scris această carte și dacă vă interesează la ieșire o puteți achiziționa. Și zic, Dumnezeu să ne binecuvânteze, să nu trecem pe aici, dar din păcate foarte mulți oameni și tot mai mulți oameni vor trece pe aici. Însă mie îmi vine în minte un verset care descrie voia lui Dumnezeu pentru toți copiii lui. Și care zice așa, eu am venit ca oile mele să aibă viață și să o aibă din belșug. Nu este voia lui Dumnezeu să fii prins în lucrurile astea, să stai în ele, sunt niște atacuri spirituale, dar cu ajutorul lui Dumnezeu și cu un pic de direcționare le putem învinge, slăvit să fie Dumnezeu. Acum, aș vrea să mă apropiu de mesajul din această zi, știu că am citit un text care, bă, fratele ăsta, au venit aici să ne sperie, să ne certe, să nu am această intenție. O să vedeți că altceva voi vorbi decât drama prin care au trecut această familie. Dar aș vrea să vă zic în deschiderea acestui mesaj că întotdeauna când slujitorii lui Dumnezeu, oamenii lui Dumnezeu de-a lungul istoriei au vrut să vadă cum trebuie să fie o biserică adevărată, s-au uitat la biserica primară. Și dați-mi voie să vă zic că biserica asta a fost și va rămâne cea mai bună biserică care a existat vreodată. Și vă dau și câteva motive. În primul rând, pentru că biserica primară a fost plantată chiar de Domnul Iisus Hristos. Apoi, a fost păstorită de ucenicii Domnului Iisus, cei care au fost cu Iisus și au văzut toate lucrările lui Iisus. Și apoi, oamenii din biserica aceasta erau niște oameni deosebiți. Spune Biblia că în fiecare zi erau nelipsiți de la templu. Și ei aveau gospodării, și ei aveau familii, și ei aveau copii, și ei aveau poate un business. Dar spune Biblia că oamenii din biserica asta îl iubeau atât de tare pe Dumnezeu, încât în fiecare zi erau nelipsiți de la templu. Ba mai mult, după ce se predica la templu, după ce se predica cuvântul lui Dumnezeu, ăștia stăruiau în învățătura apostolilor. În drum spre casă nu ziceau, bă, cum s-a îmbrăcat ăla? Bă, ea n-o fost la biserică, ea au fost. Bă, cum o cântat ăla sau celălalt. Ei în drum spre casă continuau ce s-a predicat. Să discute, să analizeze, să aprofundeze. Când ajungeau în gospodărie, în continuare vorbeau despre cuvântul lui Dumnezeu. Iubeau Scriptura foarte tare. Dumnezeu să ne ajute și pe noi. Îmi place de creștinii din Berea că spune Biblia că aveau o inimă mai de care. Mai aleasă că studiau Scriptura. Chiar dacă o veni Marele Apostol Pavel, pe ăștia nu i-o dus. Ăștia verificau tot. Sunt multe învățături astăzi, sunt multe lucruri pe internet, dar Dumnezeu să ne ajute să cunoaștem Scriptura, să studiem Scriptura și atunci vom fi ancorați corect în voia lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute.
Apoi, mai mult decât faptul că participau, că iubeau cuvântul lui Dumnezeu, spune Biblia că se rugau cu putere. Mi-a zis unul, bă, dar ce strigă așa tare acolo la voi, la pocăiți, că Dumnezeu nu-i surd. E adevărat. Dar când ai o problemă importantă, când ai un necaz, când la cineva îi arde casa și dorme, nu te duci la el și zici în șoaptă, bă, dacă vrei, dă-te jos din pat, că arde casa. Biblia zice că când strigă un nenorocit, Domnul aude și îl scapă din toate necazurile lui. Și rugăciunea asta cu voce tare era puternică acolo în biserica din Ierusalim, că zice Biblia că la un moment dat s-au rugat și s-a zguduit tot locul. Slăvit să fie Dumnezeu! Îmi povestea cineva că pe vremuri când erau rugăciunile alea, pe vremea lui Ceaușescu, și era interzis, zice, la un moment dat, zice, realmente, zice, am văzut două persoane care s-au ridicat un metru de la pământ. Și cred, pentru că Dumnezeu are toată puterea în cer și pe pământ, slăvit să fie numele Lui. Mai mult decât atât, se mai întâmpla ceva în biserica asta. Era o dragoste extraordinară. Fără să se zică de la amvon, avem nevoie de finanțe, avem nevoie de bani, avem nevoie de resurse. Fără să fie motivați oamenii, cei care aveau o casă în plus, un ogor în plus, mai mulți bani, îi aduceau și îi puneau la picioarele apostolilor și într-o biserică cu peste 3.000 de membri, zice Biblia, nu era niciunul dezbrăcat, nu era niciunul pe care să-l caute recuperatorii, nu era niciunul care să n-aibă ce să pună pe masă, ci Biblia zice că toți aveau de toate de obște. Extraordinar! Acolo era o dragoste și o pasiune deosebită. Și zice Biblia că în biserica asta Dumnezeu făcea multe semne și minuni. La umbra lui Petru, numai când trecea umbra, sau dacă aduceau hainele la biserică și își puneau una peste hainele celor bolnavi, toți erau vindecați. Și ca și un bonus, Dumnezeu adăuga la numărul lor în fiecare zi. La început 3.000, apoi 5.000 și apoi spune Biblia că tot Ierusalimul s-a umplut cu biserica aceasta. Și în primele patru capitole din Cartea Faptele Apostolilor, numită de unii Faptele Duhului Sfânt, despre asta e vorba. Cât de bună era biserica asta, cât de extraordinară era biserica asta, ce lucruri deosebite făcea Dumnezeu acolo. Și apoi intrăm în capitolul 5, ca și când cineva îți dă o palmă după ce ți-a dat o prăjitură, și Biblia ne vorbește despre o familie care erau parte din biserica asta, care au hotărât să vândă un ogor acum aici la Oradea, cam scumpe ogoarele, dar ca să ne putem imagina mai bine, voi zice 40.000 de euro, l-au vândut cu 40.000 de euro, au adus 20.000 de euro la biserică și au zis, noi l-am vândut cu 20.000 și toți banii îi dăm Domnului. Când m-am întors la Dumnezeu în urmă cu 24 de ani, am început să citesc Noul Testament și când am ajuns aici, am zis, bă, aici ceva nu-i bine. Eu știu că Dumnezeu e dragoste. Eu știu că Dumnezeu e bun, ăștia mereu la biserică, ăștia au dat bani, alții nici nu vor să dea. Și Dumnezeu să-i pedepsească cu moartea? Însă după 24 de ani am înțeles mai bine și vreau să vă zic de la început că Dumnezeu nu greșește niciodată. Slăvit să fie numele Lui! Am intitulat mesajul din această dimineață, ce să faci când vrei să ai parte de o trezire spirituală. Duminica vindecării. Vrem ca Dumnezeu să facă semne și minuni. Vrem ca Dumnezeu să se atingă de noi. Vrem ca Dumnezeu să deschidă cerul și să lucreze cu putere și Dumnezeu va face. Dar trebuie să vedem, bazat pe pasajul acesta, ce să faci ca să ai parte de o trezire spirituală. Vorbeam cu copiii mei care s-au născut în Anglia, în drum de la Nufărul, de unde locuiesc, până aici. Ziceam, cândva ora de asta era goală de mașini. Cine avea un telefon, cine avea o mașină, cine avea ceva, dar uite ce s-a ridicat, ca în Europa s-a ridicat ora de aia. Și atunci vin și zic, de mâncat toți avem ce să mâncăm, de îmbrăcat toți avem cu ce să ne îmbrăcăm, de locuit
Toți avem o locuință, unii pe rate, nu contează, dar suntem binecuvântați din punct de vedere material. Și atunci, ceea ce avem noi nevoie astăzi și în vremea în care trăim, este o trezire spirituală. Și întrebarea mea este, vrei să ai parte de o trezire spirituală? Vreau să te provoc, ridică o mână sus dacă vrei să ai parte de o trezire spirituală. Cine vrea? Domnul să vă binecuvânteze. O să vă mai întreb și la urmă să văd dacă mai vreți. Că aș vrea să ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu și să vedem în această zi ce implică ca să ai parte de o trezire spirituală, pentru că aici în Biserica Primară era o trezire spirituală puternică. Și eu m-am uitat în pasajul acesta și am dedus că a avea parte de o trezire spirituală implică patru lucruri, bazat pe pasajul acesta. În primul rând, ca să ai parte de o trezire spirituală, trebuie să-i dai toată inima ta lui Dumnezeu. Anania și Safira, dragii mei, erau parte din Biserica Primară, acolo era o trezire spirituală, dar ei nu experimentau pentru că inima lor nu era predată în totalitate lui Dumnezeu. Dacă aveau inima predată lui Dumnezeu, nu înșelau, nu furau, nu jucau teatrul ăsta. Și evreii știau, dragii mei, că prima și cea mai importantă poruncă, că orice evreu până la vârsta de 8 ani trebuie să știe cele 10 porunci, este să nu ai alți dumnezei în afară de mine. Și ei știau și întâmplarea în care la Domnul Iisus Hristos la un moment dat a venit un învățător al legii și l-a întrebat care este cea mai mare poruncă din lege. Știți câte porunci sunt în Biblie? Sunt 613 în Vechiul Testament și 1050 în Noul Testament. Acum vine cineva la Domnul Iisus și zice, între cele 1663 de porunci, este una care e mai mare decât toate celelalte? Și Domnul Iisus zice, da, este o poruncă care le întrece pe toate celelalte. Și porunca este aceasta, să-L iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima. Anania și Safira, dragii mei, nu erau niște oameni care ziceau, noi nu vrem cu Dumnezeu. Noi vrem cu cluburile, vrem cu drogurile, noi suntem ateiști, noi nu credem în existența lui Dumnezeu. Anania și Safira erau oameni, parte din Biserica Primară, într-o biserică cu peste 3.000 de membri, Petru îi cunoaște pe nume, am impresia că erau fondatori acolo. Ei mergeau la biserică, ei se rugau cu ceilalți, ei cântau cu ceilalți, ei donau cu ceilalți, dar inima lor era împărțită. Ca să ai parte de o trezire spirituală, dragul meu, trebuie să-i predai toată inima lui Dumnezeu. Știi de ce trebuie să-i o predai? Pentru că cel care ne ține în picioare pe noi toți este Dumnezeu. Să nu avem impresia că noi l-am bătut pe diavolul și noi am învins toate ispitele, nu. Cel care ne ține în picioare pe noi toți pe calea Domnului și în relația cu Dumnezeu este Dumnezeu. Și atunci, ca să ai harul lui Dumnezeu, ca să ai binecuvântarea lui Dumnezeu, ca să ai susținerea lui Dumnezeu, trebuie să-i predai lui Dumnezeu toată inima. Pentru că pe oamenii cu inima împărțită, Dumnezeu îi ține o perioadă. Anania și Safira au cântat o perioadă în biserică. Au mers o perioadă la biserică, s-au rugat o perioadă cu biserica, au fost acolo prezenți cu ei o perioadă. Și Dumnezeu a zis, ok, închid cu ochii, trec cu vederea, le dau har după har, îi aștept. Dar după o perioadă, dragii mei, Dumnezeu i-a lăsat din mâna Lui. De aceea, în această dimineață, dacă ești aici și vrei să ai parte de o trezire spirituală, primul lucru pe care trebuie să-l faci este să-i zici, Domnule, Doamne, îți predau ție toată inima mea, amin. Îmi place cum zice Ieremia, știți că evreii și ei, ca și ăștia care tot umblă după proroci, ziceau, vrem să ne vorbească Dumnezeu, vrem să ne zică Dumnezeu ceva. Și Ieremia era ultimul proroc înainte ca Israelul să fie dus în robie, ce-o mai rămas din Israel. Și acum ei tot vineau la Ieremia și căutau cuvinte din partea lui Dumnezeu și Ieremia vine în capitolul 29 cu versetul 13 și le zice, mă veți căuta și mă veți găsi, cine mă ajută? Dacă mă veți căuta cu toată inima. Dumnezeu se lasă găsit de oamenii care pun toată inima înaintea lui Dumnezeu, care vin înaintea lui Dumnezeu și își dedică tot sufletul pentru Dumnezeu. În 2 Cronici, capitolul 16, cu versetul 9, există un verset atât de frumos care zice căci Domnul își întinde privirile peste tot pământul ca să sprijine
pe acei a căror inimă, cine mă ajută? Este întreagă a Lui. În fiecare dimineață când oamenii se trezesc, Dumnezeu se uită peste tot pământul ăsta și se uită să vadă intențiile, să vadă dorințele. Și dacă Dumnezeu vede un om care își dorește, care vrea să facă voia lui Dumnezeu, vine Dumnezeu și îl ajută, vine Dumnezeu și îl întărește, vine Dumnezeu și îl binecuvântează, slăvit să fie numele Lui. În această dimineață, trebuie să vrei. Asta nu înseamnă că nu vei mai greși niciodată, asta nu înseamnă că dintr-o dată vei fi un sfântoc din ăla pus dintr-o icoană aici pe pământ, care nu mai e nicio greșeală. Era unul pe acolo, pe Londra, care mă suna așa, avea nevoie de ajutoare. Și mă suna și zicea, fratele păstor Tiberiu Pop, da frate, eu sunt Dumnezeul lui Israel, Avram și nu știu care, să vă binecuvânteze. M-am gândit, bă, dar cine m-a sunat? Dar nu m-a sunat Moise din împărăția lui Dumnezeu. Știți, ideea asta de sfântoc mare există prin bisericile noastre. Ascultați-vă, nimeni nu-i sfânt prin puterea lui. Singurul care ne ține pe toți sfinții e Dumnezeu. Și dacă vrei să-L slujești cu toată inima și să ai sprijinul lui Dumnezeu, tot ce trebuie să faci e să zici, Domnul, Domne, eu vreau, eu nu pot, eu sunt falimentar, eu am greșeli, eu am lipsuri, dar vreau în dimineața aceasta să am parte de o trezire spirituală. Vreau să te atingi de viața mea, vreau să te atingi de ființa mea, vreau să te atingi de mine cu toate falimentele mele, vin înaintea ta. Și când faci treaba asta și ești sincer, vine Dumnezeu și te ridică și te întărește și te binecuvântează și își întinde mâna peste viața ta. Slăvit să fie numele Lui! Primul lucru pe care trebuie să-l facem, dacă vrem să avem parte de o trezire spirituală, este să predăm toată inima lui Dumnezeu. Un al doilea lucru pe care trebuie să-l facem, bazat pe pasajul acesta și pe care eu l-am descoperit, este să ne lăsăm de minciună. Anania și Safira au zis, vindem cu 40.000 de euro și zicem că am dat cu 20.000 de euro. Și au zis o minciună. Și, dragii mei, minciuna este un mare păcat. Am observat în 12 ani ca și păstor că sunt oameni care sunt atât de obișnuiți cu minciuna încât o zic și la biserică. Noi acolo în Londra nu avem așa ca și voi toate puse. Trebuie să le punem în fiecare duminică. Cablurile, boxele, scaunele, avem o echipă și panouri din alea de lemn și de toate, instalăm în spate să arate cât de cât, folosim o școală. Și avem acolo o trupă de frați dedicați pe care îi folosim. Și la un moment dat în biserica noastră se face membru un frate cu nevasta lui care avea niște costume din alea exacte pe el, părul tuns exact, și venea cu o mașină din aia de 100.000 de euro la biserică. Și el tăpă lângă păstor, eu vreau să vă ajut, el zicea că are 4 firme, și zice la un moment dat, bă, eu vreau să vă cumpăr biserică vouă. Și am zis, wow, noi o să fim primii atunci. Acolo, în Londra, o biserică din asta de-i dai un ciocan mai tare să îmbordă, costă 4 milioane, 5 milioane de lire în Londra. Și acum nu prea reuși niciunul să-și cumpere. Și zic, bă, dar noi pe el o să fim primii. Și am zis, da, frate, hai să-l încurajăm. Am zis, cu ce, bă, trebuie să-l încurajăm și noi, să nu se răzgândească. Zic, tu ce ai vrea să faci în biserica noastră? Frate păstor, zice, eu, zice, mie îmi place așa mai în umbră, undeva în comitet. Și l-am împins în comitet. Când s-a văzut acolo, vreo 3 luni, a fost cu minte. După vreo 3 luni, nu mai dat niciun leu, nu mai făcut nimic din promisiunile, ci mai nou a zis, pe aici ai drumul, toată lumea după mine. Și am zis, bă, m-a păcălit. Și când au fost realegerile de comitet, l-am dat afară numele Domnului, ca să fie egal, dar mi-am dat seama de un lucru, că sunt niște oameni atât de obișnuiți cu minciuna, încât o zic și la biserică. Anania și Safira au zis, nu aveau nicio problemă, că minte în biserică, că îl minte pe Dumnezeu. A mai fost un frate care avea nevoie de o referință, eu sunt cetățean britanic,
Și mă sună, zice, frate păstor, Domnul să vă binecuvânteze, am nevoie să-mi dați o referință pentru problema cu tare, nu știu ce. Acolo în Anglia, dacă ești păstor sau polițai, referința ta valorează mai mult decât celelalte. Zic, hai, bă, să văd, dar zic, tu ești membru la noi la biserică? Ce, da, zice, eu sunt membru la Peniel. Nu, zic, sunt mulți acolo în listă, dăm numele, mă uita eu pe calculator să văd, discutăm. Îmi dă numele, mă uit pe calculator, nu-i nicăieri. Discut din nou cu el. Zice, nu m-am înscris, dar Peniel e casa mea. No, bine, hai că ne mai vedem la biserică și discutăm că, no, și în referință, nu poți să minți, trebuie să dai adevărul acolo, pe răspundere personală, nu știu ce. Și mă întâlnesc cu el la biserică, parcă l-am văzut odată două ori. Și atunci era o perioadă de iarnă în care noi pregăteam un microbus pentru Dobrogea, pachete, nu știu ce, și zice, frate păstor, eu de mult am pe inimă, vreau să susțin lucrarea asta care o faceți pentru România, vreau să dau bani. Mie nu numai să-mi zici, în cash sau la, în contul bisericii. Și am, bă, și dă bani, și susține, nu mai scap de el, hai să dau o referință. După ce am dat referința, nu l-am mai văzut pe la biserică. Zic că trebuie să ora caseriță, mă, a făcut ăsta ceva minuni. Zice, nu a făcut nimic. Și mi-am dat seama, dragii mei, că sunt oameni care sunt atâta de obișnuiți cu minciuna, încât minte și pe maică sa, și pe tatăl său, și pe nevastă sa, și pe copiii lui, și minte pe toată lumea. Dar dacă vrem să avem parte de o trezire spirituală, dragii mei, bazat pe pasajul acesta, unde în acea biserică era o trezire spirituală, trebuie să învățăm în această dimineață că Dumnezeu face o trezire spirituală dacă ne lăsăm de minciună. Domnul să ne ajute! Domnul să ne binecuvânteze! Sunt situații în care ești pus așa cumva să minți, ești forțat de împrejurări. Cine o sparge amul? Nu știu, nu. La școală, așa era. Cine o rupt în casă când erai copil? Nu știu. Și tu ai rupt. Dragii mei, ca să nu mințim, putem să găsim forme mai înțelepte. Nu mă bag, nu vreau să mă exprim, nu vreau să iau parte la această discuție. Dumnezeu să ne ajute! Vreau să știți că minciuna e un lucru foarte grav din perspectiva lui Dumnezeu. Și vă dau câteva motive de ce n-ar trebui să folosim minciuna. În primul rând, pentru că în discuția lui Iisus cu fariseii din Ioan 8:44, Domnul Iisus zice fariseilor, voi aveți de tată pe diavolul, care este mincinos și tatăl minciunii. Adică cel care a fabricat minciuna. Și noi nu trebuie să lucrăm cu diavolul, amin? Apoi, un alt motiv pentru care nu trebuie să folosim minciuna este pentru că vine Tit și zice, Dumnezeu nu poate să mintă. Și noi trebuie să semănăm cu El și să ajungem în situația în care nici noi să nu mai putem minți. Apoi, în cele 10 porunci pe care Dumnezeu le-a scris pe piatră, porunca nouă a fost să nu mărturisești strâmb. Și când se încheie cartea asta, Biblia, în capitolul 21-22, ni se descrie cerul, porțile de mărgăritar, împărăția lui Dumnezeu, ce ne așteaptă acolo, ce frumos va fi, ce deosebit va fi acolo. Și apoi Biblia mai zice ceva. Bă, dar de ce ai mai zis ceva? Că e important. Și zice, afară din împărăția lui Dumnezeu vor fi toți mincinoșii și cei care iubesc minciuna. Dumnezeu să ne ajute să nu folosim minciuna, pentru că din perspectiva lui Dumnezeu, nu a noastră. E un lucru foarte grav și dacă vrem să avem parte de o trezire spirituală, daul nostru trebuie să fie da, nu să fie nu, și noi să fim oameni de cuvânt. Dumnezeu să ne ajute și Dumnezeu să ne binecuvânteze, amin. Și mergem mai departe și astăzi eu o să vă zic așa niște lucruri poate care nu prea le-ați auzit și care poate îs noi sau par diferite, dar vreau să vă zic că pentru a avea parte de o trezire spirituală, un al treilea lucru bazat pe pasajul acesta, pe care trebuie să-l facem, este să respectăm lucrarea lui Dumnezeu. Anania și Safira n-au respectat lucrarea lui Dumnezeu. Anania și Safira au luat în joacă lucrarea lui Dumnezeu. Ei s-au dus la biserică și au zis Petru-i pescar, Ioan n-are multă școală și noi zicem ce vrem. Cine e acolo la biserică? Sunt niște oameni care s-au adunat împreună și Petru și Ioan conduce și n-au respectat lucrarea lui Dumnezeu. Și Petru îi corectează și zice, n-ați mințit pe oameni, ci ați mințit pe Dumnezeu. Dacă vrem să avem parte
de cercetarea lui Dumnezeu, de harul lui Dumnezeu, de o trezire din partea lui Dumnezeu, noi trebuie să învățăm, dragii mei, astăzi, că noi trebuie să respectăm lucrarea lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute! Ei aveau impresia că biserica e condusă de oameni. Dar, dragii mei, conform Scripturii, nu oamenii conduc biserica, ci Dumnezeu conduce biserica. Și Domnul Iisus a zis, eu îmi voi zidi biserica mea și porțile locuinței morților nu o vor birui. Și e bine într-un fel că Dumnezeu zidește biserica, pentru că dacă Dumnezeu o zidește, Dumnezeu e mai tare decât oamenii. Și Dumnezeu poate să țină biserica, așa cum a promis, până se va întoarce El din nou pe pământ și își va lua biserica. Slăvit să fie Dumnezeu! Încă de-a lungul anilor s-au ridicat filozofii, s-au ridicat tot felul de ideologii, s-au ridicat tot felul de împărați, s-au ridicat tot felul de restricții, dar avem această promisiune că biserica va rămâne până la capăt. Slăvit să fie Domnul! Chiar și pe slujitori, dragii mei, care sunt, Dumnezeu i-a pus. Dumnezeu i-a pus chiar și pe slujitorii care îi avem în bisericile noastre și vreau să vă dau câteva dovezi din Scriptură. În Roman, capitolul 13, versetul 1 și 2 zice așa: oricine să fie supus stăpânirilor celor mai înalte, căci nu este stăpânire care să nu vină de la, cine știe? Dumnezeu. Și stăpânirile care sunt au fost rânduite de, nu vă prea aud, poate mocheta absorbe aici. De aceea, cine se împotrivește stăpânirilor, se împotrivește rânduielii puse de Dumnezeu și cine se împotrivește își va lua o sânda. Evrei, capitolul 13, versetul 17, zice așa: ascultați de mai marii voștri și fiți-le... secolul 21, emanciparea omului, cine mai e supus astăzi? Căci ei priveghează asupra sufletelor voastre ca unii care au să dea socoteală de ele, pentru ca să poată face lucrul acesta cu bucurie și nu suspinând. Și slujitorii care sunt, tot Dumnezeu i-a pus. Eu am studiat aici la Colegiul Biblic Est European, în Oradea și la Universitatea Emanuela Pastorală în Oradea și când eram tânăr, îl luam așa pe fiecare biserică și pe fiecare postor cu încă un coleg, mergeam la o cafea și îi făceam praf pe fiecare. Și începeam, ăla e așa, ăla e așa, nu-i bine, biserica aia nu-i bună, aia nu-i bună. De fiecare dată după ce plecam de acolo mă durea burta. Și nici bine nu mergea. Și a venit o zi în care m-am pocăit de treaba asta și am crezut că să vezi când o să ajung eu pastor ce o să fac. Am ajuns pastor și nu-i chiar așa. De aceea, dragii mei, aveți încredere în Dumnezeu. Aveți încredere în oamenii pe care îi pune Dumnezeu, aveți încredere în modul în care slujește Dumnezeu și dacă noi vrem ca Dumnezeu să facă o trezire spirituală în viața noastră, noi trebuie să învățăm să respectăm lucrarea lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu e suveran. Vedeți, prin Europa, prin biserici, în special în Germania, tot felul de certuri prin biserici, tot felul de tensiuni, unii iau și câte un scaun, vor să-L ajute pe Dumnezeu, zice ăla, nu trebuie să mai fie, hai să-L ajute pe Dumnezeu cu un scaun, cu ceva. Dar n-are Dumnezeu nevoie de așa ceva. Dacă vrem ca Dumnezeu să facă o trezire în viața noastră, noi trebuie să respectăm lucrarea lui Dumnezeu. Dacă ceva nu merge bine, dacă lucrurile nu sunt cum vrem noi, mai multe realizăm dacă postim și ne rugăm. Și cerem Domnului să lucreze. Și cerem Domnului să-și întindă mâna. Și cerem Domnului să binecuvânteze toată lucrarea. Trăim într-o perioadă în care se ridică tot felul de bajocoritori. Și pe internet, eu le zic teologi fără biserică. Sunt câțiva teologi fără biserică care n-au reușit și atunci să pun ei să critice pe ceilalți păstori. Și scriu și fac articole și tot felul, că altfel n-au reușit oamenii ăștia. Nu este voia lui Dumnezeu. Dumnezeu vrea precum în cer, așa și pe pământ. Știți ce am observat? Că dacă mă duc la aeroport, acolo e rânduială până intru în avion, am un scaun, trebuie să prezint pașapoartele, este un rând. Dacă mă duc la un spital, dacă mă duc la o școală, peste tot este o organizare și este o conduită. Cu cât mai mult trebuie să fie în biserică. Că biserica este imaginea împărăției lui Dumnezeu. Și dacă vrem ca Dumnezeu să ne binecuvânteze și să lucreze în viața noastră, noi, dragii mei, trebuie să respectăm lucrarea lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute! A fost la noi Sebastian Văduva, de aici din Oradea, în urmă cu mai mulți ani, și el spunea că a slujit în America și apoi s-a mutat în România și zicea într-o împrejurare că a umblat prin multe locuri, dar nicăieri n-a văzut ca oamenii răzvrătiți să fie binecuvântați. Nu este forma,
prin care să facem lucrarea lui Dumnezeu. În această zi vrem să învățăm că noi trebuie să respectăm lucrarea lui Dumnezeu și trebuie să fim niște susținători ai lucrării lui Dumnezeu, care, așa cum se zicea la timpul de rugăciune, trebuie să lucrăm în unitate. Dumnezeu să ne ajute și Dumnezeu să ne binecuvânteze. Amin. Și al patrulea lucru, ce să faci ca să ai parte de o trezire spirituală, este că înainte ca să faci, trebuie să fii. Înainte ca să faci lucrările lui Dumnezeu, trebuie să fii al lui Dumnezeu. Anania și Safira am această impresie că mergeau la biserică și undeva în fiecare duminică, acum speculăm și noi, se anunța pe proiector. Se anunța pe proiector și zicea, familia cutare a donat 10.000 de euro, familia cutare a donat 20.000 de euro, familia cutare a donat 30.000 de euro. Și Anania și Safira a zis, mă, am vrea și noi să ajungem acolo. Să fim și noi văzuți, să primim și noi cinstea aia într-o biserică cu peste 3.000 de oameni. Dar, dragii mei, Dumnezeu nu primește jertfa lor. Pentru că înainte ca să facem lucrările lui Dumnezeu, Dumnezeu vrea să fim ai Lui în totalitate. Doi frați au adus o jertfă în Vechiul Testament, Cain și Abel, și Dumnezeu a primit jertfa lui Abel, dar n-a primit jertfa lui Cain, pentru că Cain, mai târziu vedem, era un om mânios, un om gata să-și ucidă fratele. Trebuie, dragii mei, să înțelegem că Dumnezeul nostru este sfânt. Și înainte să cântăm, Dumnezeu vrea ca noi să fim sfinți înaintea Lui. Înainte să predicăm, Dumnezeu vrea ca noi să fim sfinți înaintea Lui. Înainte să facem lucrările lui Dumnezeu, noi trebuie să avem o viață corectă înaintea lui Dumnezeu. Pentru că păcatul ne desparte de Dumnezeu. Și îmi plăcea metafora pe care a folosit-o un păstor, zicea la noi în biserică, dacă eu aici unde predic, construiesc un zid din ăla de bolțari și vorbesc cu voi, nu mă mai auziți. Pentru că între mine și voi există un zid. Păcatul pune un zid și cerul, dragii mei, cântă un singur cuvânt de dimineața până seara. Sfânt, sfânt, sfânt este Domnul Dumnezeu. Dacă vrem să avem parte de o trezire spirituală, noi trebuie să ne sfințim viața. Și dacă există ceva care te leagă și te ține în această dimineață, este cineva aici care poate să te elibereze. Poate să te sfințească, poate să te ridice, că diavolul e atât de versat încât ne leagă cu tot felul de lucruri. Dar Domnul Iisus e mai tare decât diavolul. Slăvit să fie numele Lui. El poate să rupă orice lanț și orice legătură și El poate să ne binecuvânteze. Când am fost tânăr, n-am înțeles de ce Dumnezeu a pedepsit această familie cu moartea. Dar acum, după 24 de ani, după ce am citit mai mult Biblia, am înțeles că Dumnezeu a pedepsit această familie cu moartea pentru că Dumnezeul nostru nu-i doar un Dumnezeu bun, e și un Dumnezeu aspru. Și dacă nu mă credeți, vreau să vă citesc un verset din Romani, capitolul 1, cu versetul 18, care zice așa: mânia lui Dumnezeu, cine mă ajută? Se descoperă din cer împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu și împotriva nelegiuirii oamenilor care nădușă adevărul în nelegiuirea lor. Dumnezeul nostru, pe cât e de bun, pe atâta este și de sfânt și de aspru. Și, dragii mei, în biserica aia unde era o trezire spirituală, în biserica aia unde veneau oamenii și cădeau pe jos, se întorceau la Dumnezeu, era har, era cercetare, era prezent Dumnezeu ca niciodată înainte. În biserica aia era o familie care s-a jucat cu Dumnezeu. Și vreau să vă zic că toți oamenii care se joacă cu Dumnezeu mai devreme sau mai târziu vor cădea din harul lui Dumnezeu. În dimineața asta avem două opțiuni. Prima opțiune, judecata lui Dumnezeu mai devreme sau mai târziu. Și a doua opțiune, binecuvântarea lui Dumnezeu, prezența lui Dumnezeu, ajutorul lui Dumnezeu. Vreau să învățăm în această dimineață să nu ne jucăm cu Dumnezeu niciodată, pentru că toți care s-au jucat cu Dumnezeu au avut de pierdut. Spune Biblia că Acan a luat din lucrurile nimicite și a murit el și toată casa lui. Gehazi n-a fost de acord cu Elisei ca să nu le dea Naaman nimica, că erau foarte săraci, și s-a dus și a cerut niște bunuri, spune Biblia, și lepra lui Naaman a venit peste Gehazi. Iuda. Vedeți, nu întotdeauna e păstorul de vină sau biserica, că Iuda l-a avut pe cel mai bun păstor și a fost parte din cea mai bună biserică. Iuda a umblat 3 ani și jumătate cu Domnul Iisus.
Și după 3 ani și jumătate spune Biblia că l-a vândut pe Domnul Iisus. Și apoi s-a spânzurat. Anania și Safira făceau parte din cea mai bună biserică care a existat vreodată. Acolo era trezire, acolo erau vindecări, acolo era har, acolo era putere. Și ei n-au luat în serios lucrarea lui Dumnezeu. În biserica noastră era o familie care soțul și soția n-au vrut să se mai înțeleagă. Nu s-au despărțit, dar nu s-au mai înțeles. Și-au trăit separat. Și acum, nu, comitetul, așa e în Anglia, comitetul să-i salveze, să îi împace. Să... No. Ne-am întâlnit cu el, ne-am întâlnit cu ea, ne-am întâlnit cu amândoi. Bă, tu ce vrei? Vreau aia. L-am pus pe foaie ce vrea ea, pe foaie ce vrea el, semnături, separat, mă angajez, întâlniri, nu duc capul deja. Numai n-am reușit să-i împăcăm. Și apoi, după o perioadă, că avea un singur copil, a venit o boală foarte grea peste copilul lor. Și pentru că se filmează, nu o să dau nume. O boală din aia, din ultimul tip, cum se zice. Și atunci erau nopți întregi la spital, ambulanțe, probleme. Și dintr-o dată au lăsat ei toate pretențiile și toate foile și toate consilierile și s-au împăcat și s-au unit și Dumnezeu i-a binecuvântat și le mai dat și alți copii și acum sunt fericiți și sunt casa Domnului. Ascultă-mă, dacă Dumnezeu te iubește și are un plan cu viața ta și tu nu vrei să iei aminte, Dumnezeu are metode. Pe cine Dumnezeu iubește și pedepsește. Asta nu e Evanghelia asta modernă care se vinde astăzi. E Evanghelia din Biblie. Că și eu pe copiii mei, dacă iubesc, îi și pedepsesc. Că vreau să ajungă oamenii în viață. În această zi suntem aici nu ca să fim pedepsiți. Suntem aici să ne binecuvânteze Dumnezeu. Suntem aici să se atingă Dumnezeu de viața noastră. Suntem aici ca Dumnezeu să lase vindecare, să lase cercetare, să lase putere, să lase harul Lui peste noi. Slăvit să fie numele Lui! Te mai întreb, cine vrea să aibă parte de o trezire spirituală? Trebuie astăzi să-i zici, Domnule, Doamne, nu pot, dar vin înaintea Ta așa cum sunt și îți predau toată inima mea. Vreau să Te slujesc, vreau să fac voia Ta, vreau să mă pun la dispoziția Ta, vreau să fiu omul acela care ascultă de cuvântul Tău. Și vine Dumnezeu și îți dă El putere. Apoi ne angajăm, Doamne, de astăzi încolo nu mai vrem să folosim minciuna, dacă am folosit. Apoi, Doamne, vrem să respectăm lucrarea Ta și să lucrăm în unitate cu voia Ta, cu biserica Ta, pentru că biserica este mireasa lui Iisus Hristos și când Dumnezeu se uită la biserică, o vede într-o haină albă și așa trebuie să o vedem și noi. Și apoi, vrem să avem o viață sfântă, vrem să avem o viață curată, vrem să avem o viață după voia lui Dumnezeu, ca Dumnezeu să primească jertfele noastre, amin. La o licitație s-au adunat mai mulți bogătași în America. Și la un moment dat au scos acolo o statuie. Și au zis, cine dă $1,000 să ridica niște mâini? 2,000, 3,000, 5,000? Și-au vândut statuia. După statuie au scos un tablou. Și a zis, cine dă câteva mii de dolari? S-au ridicat mai multe mâini. 3.000, 5.000 și au vândut și tabloul. Și la urmă au scos o vioară. Nu prea erau interesați ăștia de vioară aia. Și zice licitatorul, cine dă $1,000? Liniște, nimeni, nici o mână ridicată. A coborât-o la $500. Nimeni nu era interesat. $400, $300, $200, $100 și nimeni nu era interesat. Și atunci licitatorul a făcut un semn unui bătrânel din spate care a venit în față, a luat vioara și a cântat doar 2 cântări. Și când a cântat alea 2 cântări, ăștia nu le venea să creadă cât de minunat, cât de extraordinar, cât de deosebit putea să cânte vioara aia. Ceva deosebit. A pus vioara jos, s-a dus la loc și a zis licitatorul, cine dă $1,000? S-au ridicat mai multe mâini, 2.000, 3.000, 5.000, 7.000, 8.000. Și-au vândut vioara cu mai multe mii de dolari. Și la final,
Cineva a zis, bine, bine, dar cine-i bătrânul ăla care cântă atât de frumos? La care licitatorul a zis, bătrânul ăla este un maestru în muzica la vioară. Și ori de câte ori vioara ajunge în mâna lui, scoate cele mai frumoase melodii. Știi ce a vrut să zic cu întâmplarea asta? Că maestru vieții tale e Dumnezeu. Și când tu iei viața ta și o pui în totalitate în mâna lui Dumnezeu, Dumnezeu te binecuvântează. Dumnezeu te ridică. Dumnezeu îți rezolvă toate problemele. Sau dacă nu ți-i rezolvă, îți dă puterea să le poți purta. Și Dumnezeu vrea să facă treaba asta aici, în locul acesta, în dimineața asta. Nu știu când noi mai ajungem eu pe aici. De-aia vreau să vă zic că și pe mine Dumnezeu m-a binecuvântat. M-am născut într-o familie ortodoxă, am fost 5 frați, 2 au murit, 3 am rămas în viață. Nu l-am cunoscut pe tatăl meu niciodată. Dar am avut un bunic care se ruga foarte mult lui Dumnezeu pentru cei 7 copii. Și dacă rugăciunile nu s-au oprit peste copiii lui, rugăciunile alea tot au mers la Dumnezeu și au venit peste nepoții lui. Și viața mea se îndrepta spre un dezastru. Făcusem și mai multe greșeli, eram un tânăr vicios, un tânăr instabil, aveam deja aproape și dosar și la capătul drumului l-am primit pe Dumnezeu. A zis, bă, trebuie să-mi pun odată viața în mâna lui Dumnezeu. Și de atunci o pun în fiecare zi și văd binecuvântarea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu m-a mântuit și Dumnezeu m-a salvat și Dumnezeu mi-a dat o soție, mi-a dat 3 copii. Și dacă ne uităm și pe partea materială, dacă asta e importantă, Dumnezeu îți dă și acolo. Dumnezeu mi-a dat o casă în Anglia și o casă în România. Pentru că dacă spui viața în mâna lui Dumnezeu, Dumnezeu te binecuvântează. Dumnezeu te ridică. Dar trebuie să spui toată încrederea în El. Și în această dimineață am o veste bună. Domnul vrea să se atingă de tine. Domnul vrea să te binecuvânteze. Domnul vrea să te cerceteze. Tu ești copilul lui Dumnezeu. Și Dumnezeu vrea să-ți dea har, vrea să-ți dea binecuvântare. Vrea să lucreze cu putere în viața ta. E o duminică de vindecare. Și eu cred în vindecare. Am văzut în biserica noastră atâtea lucrări. Noi facem treaba asta întotdeauna la cina Domnului. Am văzut și vindecare de cancer, am văzut și vindecare de cancer. Am văzut un bătrân care a venit cu cârjile, a plecat fără ele acasă. Pentru că avem un Dumnezeu mare. Dar nu doar pentru cei care sunt bolnavi, și pentru cei care au probleme emoționale sau au obosit sau vor să fie mai tari spiritual sau au nevoie de Dumnezeu. În această dimineață Dumnezeu deschide cerul. Dumnezeu deschide cerul pentru tine. Nu pleca cum ai venit acasă. Nu pleca în starea în care ai venit. Pleacă diferit în dimineața asta. Pleacă cu Iisus în dimineața asta. Pleacă plin de putere în dimineața asta. Pleacă vindecat în dimineața asta. Pleacă ridicat de Dumnezeu în dimineața asta. Că poate Dumnezeu. Că nu mai poți tu, poate El. Slăvit să fie numele Lui. Și împreună cu fratele păstor Dan Lucaș o să facem ungerea. Și vreau să vă zic că Dumnezeu mi-a dat două daruri, le spun cu smerenie, nu ca să ies în evidență, mi-a dat darul predicării și mi-a dat darul rugăciunii. Și dacă vrei, în dimineața asta ne rugăm pentru tine. Și vei simți prezența lui Dumnezeu. Și vei simți harul lui Dumnezeu. Și vei simți mâna lui Dumnezeu. Era un tânăr, într-o duminică seara, un program așa de familie, am avut la noi la biserică și cu vreo un an de zile în urmă, vine un tânăr cu barbă la mine și... Ce pastore, mie mi-a vorbit Dumnezeu. M-am gândit, bă, cum ți-o vorbiți eu, că ăsta e program de familie, te văd singur aici. Și am zis, bă, totuși am simțit așa un imbold. Să mă rog imediat pentru el. M-am pus mâna peste el, m-a rugat, el mă ținea tare cu o mână de spate și tremura. Și după ce m-a rugat, a rămas în biserica noastră. Și s-a botezat. Și acum aș aduce toată familia. Pentru că Dumnezeu poate și are toată puterea în cer și pe pământ. Dacă vrei, ne rugăm și pentru tine în dimineața asta. Pentru că Dumnezeu e aici și vrea să te ridice și vrea să-ți facă parte de o trezire spirituală de harul Lui, de prezența Lui, de puterea Lui. De aceea, haideți să ne ridicăm cu toți în picioare, să intrăm într-o rugăciune în comun în care să zicem, Doamne, desțelenește ogorul. Desțelenește ogorul în dimineața asta. Alungă orice atac spiritual afară. Curățește-ne dacă am greșit, ca să nu împiedicăm lucrarea Ta, Doamne. Vrem să ne predăm cu toată inima în mâna Ta. Vrem să nu mai folosim minciuna. Vrem, Doamne Dumnezeule, să respectăm lucrarea Ta. Și vrem să avem o viață sfântă. Și apoi vine o trezire spirituală peste Tine.